În etapa a șasea a play-off-ului, echipa gorjeană a terminat la egalitate partida disputată la Severin cu ASEA Târgu Mureș. Gorjenii au condus cu 3-1, dar mureșenii au întors spectaculos rezultatul egalând. Trupa lui Edi Iordănescu a urcat pe locul 3 al clasamentului Ligii 1, fiind la egalitate de puncte în acest moment cu Dinamo București. Antrenorul Pandurilor s-a declarat complet nemulțumit de prestația elevilor săi și a criticat faptul că în ultimele 30 de minute echipa sa a părut total ieșită din joc. Felul cum am gestionat finalul jocului nu a demonstrat nici foarte multă maturitate, nici inteligență, nici, nu știu, o mentalitate corectă. Pentru că nu este posibil să-ți transformi la pol opus un joc pe care l-ai controlat până în acel moment în totalitate. Depinde din ce punct de vedere ne uităm. Când ne gândim că am avut 3-1 și am gestionat în așa fel jocul, normal că nu sunt mulțumit. Când ajungi de la 3-1 să riști, să pierzi și să-ți pierzi total calitatea și să ajungi să joci pe contre un joc care l-ai avut în mână și l-ai controlat, normal că ne bucurăm cu un punct. Am mai pus un punct la clasament. N-am făcut nimic cu acest punct. Edi Iordănescu a ținut să scoată în evidență parcursul echipei sale, de care este mulțumit, dar a precizat că gorjenii nu pot însă emite pretenții la titlu. Avem prea multe lipsuri și minusuri din toate punctele de vedere, în cadrul grupului, în jurul echipei, ca să emitem noi pretenții la titlu. Nu putem să negăm faptul că a fost un sezon bun, culminând cu o calificare în Europa. După egalul cu ASEA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu mai are șanse la titlu doar matematic.